Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Suntem spre sfârșitul verii, începe toamna, începe și sesiunea parlamentară, începe și școala. Totuși și școala și noi stăm și ne întrebăm uneori, domnule, cine ne guvernează? Despre actuala coaliție, nici nu știu dacă mai este coaliție, în fine, despre ce se întâmplă în România, discutăm astăzi cu invitatul meu, domnul Vasile Câtea, deputat din partea Partidului Social Democrat. Bună ziua, domnule deputat, bine ați revenit în platourile noastre. Bună ziua, bine v-am regăsit pe dumneavoastră și telespectatorii noștri. Domnule deputat, vreau să începem cu o întrebare. Poate că mulți dintre cei care ne urmăresc acum ar dori să vă adreseze, poate că dumneavoastră știți răspunsul. USR Plus este la guvernare sau în opoziție? Și. Depinde de context, cum ne convine. Dar în mod cert nu vor face niciun gest să iasă de la guvernare. Adică orice spun și declară este, totul este o minciună. Nu cred că au curajul sau, mă rog, onoarea să părăsească acest guvern care, clar, e compromis din toate punctele de vedere. Stați puțin, numai că este compromis, dar majoritatea, să spunem, are senzația că la ora actuală nici PNL-ul nu mai guvernează. Au alegeri în partid, da. Se așteaptă. Ce se întâmplă? Bine, e de înțeles, este vacanță parlamentară, e clar, asta e programul. Dumneavoastră ce spuneți acum, vorbim de guvernare, nu vorbim de legislativ. Nu, legislativul este în vacanță la ora actuală, cu alte cuvinte nu poate să-i mai... Ieri am avut o ședință extraordinară online în care să lucrează, dacă este nevoie și este necesar, se convoacă în ședință extraordinară și să rezolvă orice e de rezolvat. Nu înseamnă că dacă suntem în concediu... Stăteam și mă gândeam, dacă legislativul este în concediu, executivul zice, lasă-mă că... Executivul, pentru a putea guverna cum trebuie, a fost mandatat și împuternicit să emită ordonanțe de urgență pe perioada vacanței și asta trebuie să facă. Dar, din nefericire, la guvern nu prea dai cu pușca. Găsești eventual secretar de stat, eventual, știu, directorii care sunt slujbași și cei din totdeauna care sunt acolo, în rest, miniștrii, liderii PNL și USR Plus, ei sunt în campanie, au alte obiective în momentul de față. Da, este de așteptat. Și la PNL și la USR sunt, USR Plus, da, sunt alegeri. Păi și dacă sunt alegeri, acum ce facem? Legăm țara de care, băi, nu mai mergem înainte, economia stă pe loc până facem noi alegeri. Păi, vreau să vă întreb un lucru, pentru că noi am mai discutat în cadrul acestei emisiuni, într-o ediție anterioară, despre datoria României. Iată că guvernul Câțu s-a mai împrumutat de câteva zeci de miliarde de euro. A ieșit guvernatorul Băncii, care a spus că suntem pe marginea prăpastei. Eu cred că deja suntem în cădere. Probabil atunci mai era încă ceva zecimi de procent ca să intrăm în zona periculoasă. Astăzi cred că ne aflăm în acea zonă periculoasă în care, așa cum spuneam, în momentul în care depășești jumătate din PIB ca datorie publică, devii o țară extrem de riscantă sau necredibilă la împrumuturi și, dacă vreți, putem vorbi de rata la care se împrumută România și rata la care se împrumută Ungaria, de exemplu, sau Polonia, care și Ungaria este în conflict cu Uniunea Europeană, dacă putem spune. Și Ungaria și Polonia și totuși ei se împrumută la 2,80 și ceva, România se împrumută la 3,80 și ceva, 3,90, aproape 4. Un punct procentual înseamnă extraordinar de mult. Păi vă dați seama, la zecile de miliarde de euro care se împrumută, e vorba de 500 de milioane de euro. Bun, domnule deputat, din câte știu eu și vă rog să mă corectați, executivul, în speță guvernul, răspunde în fața legislativului, în speță Parlamentul, de activitatea care o desfășoară. Ați întrebat pe onor premierul Câțu, dom'le, unde s-au dus zecile de miliarde împrumutate? Cred că în fiecare zi și în fiecare săptămână, marea majoritate a parlamentarilor fac aceste interpelări. La nivel de partid s-au făcut adrese oficiale de a se comunica câți bani s-au cheltuit pentru pandemie, câți bani s-au, ce s-a întâmplat, unde s-au dus aceste sume care au fost împrumutate. E o liniște de mormânt și de la președinție, și de la guvern, și de la Ministerul Finanțelor. Nimeni nu, deci dacă îl întreb de ce s-a întâmplat cu banii, el începe să ne povestească de investițiile fantastice care se întâmplă în România în continuare și că investițiile vor continua. Deci dacă vor continua investițiile așa cum au fost până acum, înseamnă că suntem zero. Păi stați-o,
Poate că, na, poate că noi aici în zona Moldovei, considerată de toți guvernanții zona săracă, poate că nu știm, dar care sunt investițiile alea de care vorbesc? Păi nu, nu-i nimic. Deci noi vorbim de lucruri care s-au finalizat pe programele PNDL-uri inițiate de Partidul Social Democrat începând cu 2018. Sunt lucrări în continuare care au fost finanțate. A fost suspendată finanțarea pe PNDL, încă nu s-a deblocat. Deci au anunțat oamenii, primarii și... Dom'le, gata, nu mai avem bani, nu mai finanțăm până la o dată ulterioară. Acum au ieșit cu un program, să dea Dumnezeu să-l pună în funcțiune, un, să spunem un PNDL 3, dar care se numește Program Național de Dezvoltare Locală Anghel Saligny, nu contează cum îl cheamă, cum se numește, important este ca banii, resursele și sprijinul financiar să ajungă la OAT-uri și să ajungă la a le face bine cetățenilor, oamenilor. Domnule deputat, haideți să vă întreb altfel, că poate nu... No. Nu înțeleg telespectatorii noștri. A venit guvernul Cățu după Orban și au început să spună că, domnule, uite, avem din partea Uniunii Europene, inclusiv președintele României, 30 de miliarde de euro, no. 15 granturi. Președintele prima dată când a venit a zis că 80 de miliarde. Bun. Așa este prima dată. După care a revenit 30, de fapt sunt 29 împărțite în jumătate. Domnule deputat, vă mai întreb încă o dată. Onor guvernul Cîțu a pus la dispoziția Parlamentului ce cuprinde planul ăsta național de redresare și reziliență. Nu, absolut nimic. Și atunci populația ce trebuie să înțeleagă? Mergem așa către ce? Populația trebuie să înțeleagă că pe împrumuturile care se fac acum vom plăti noi, nepoții noștri și strănepoții noștri. Bun și... Încă o dată. Într-o familie facem un împrumut că zici, bă, nene, vreau să-mi iau un frigider. Corect. Nu am bani, mă duc și fac împrumut, dom'le, vreau să mă, sau îmi iau o mașină. Se vede că, bă, mi-am luat mașina, plătesc rate la mașină. La noi ce se vede? Banii împrumutați. Nu, se văd doar ratele care le întoarcem înapoi. Dobânzile și ratele care trebuiesc rambursate. Există cumva posibilitatea ca cetățenii României, nu știu, să facă o scrisoare deschisă sau ce ar trebui să facă ca să primească un răspuns de la cei care, sau de fapt, stațiul ăla, acum... Normal că vine iarăși cu întrebarea. Cine ne guvernează până la urmă? Nu ne guvernează nimeni. Deci noi suntem în momentul de față o țară în derivă, o țară, o guvernare în derivă, în care nimeni nu știe ce face celălalt. Nu este de acord, practic, ministrul de la economie, cu ministrul dezvoltării, cu ministrul finanțelor, cu, mă rog, bine că avem acum un ministru, dar care și el din start s-a... Vorbim de Vâlceanu, care a fost nominalizat și validat de domnul președinte ca și ministrul al finanțelor. Ați văzut și dumneavoastră că au umplut televiziunile cu tot felul de afaceri care familia dânsului le face cu CEO Oltenia, unde niciun ac sau niciun buldozer sau știu eu tren nu intră sau iese decât cu acceptul celor din mamei. Știți că înainte se spunea despre, se vorbea despre baronii PSD. Da, da, da. Acum ce vorbim despre conții PNL, păi, USR Plus? Haideți să facem așa, luăm președintele care n-a reușit să explice cum a dobândit cele 7 case. Cîțu, care clar este demonstrat penal, pus în operă, și pe lângă faptul că este premier, vor să, mă rog, președinte, e treaba lor ce fac ca și președinte la partidul dânșilor. Dar există un referendum atunci când președintele Iohannis a fost ales pe ultimul mandat și un referendum care avea ca temă fără penale în funcții publice. Despre ce vorbim azi? La cine ne uităm? Ce vedem noi când vedem liderii care ne reprezintă la nivel național și la nivel internațional. Domnule deputat, înțeleg că legislativul este în vacanță, dar se întrunește în, știu, când e nevoie. Când e nevoie. Bun, oricum pe dar Partidul Social Democrat, care sunt acțiunile pe care le-a întreprins, pentru că dacă vom continua așa, păi până când sunt alegerile în septembrie, sfârșitul septembrie, tot până să liniștesc apele, noi ce facem? Populația facem ce face? Următoarea chestiune. Deci, Partidul Social Democrat, credeți-mă că face toate demersurile posibile și legale pentru a scoate în evidență, pentru a bloca, pentru a stopa derapajul. Și a scoate la iveală maltrapazâcurile mai mari sau mai mici care se întâmplă cu banii noștri. Dar Ministrul Justiției nu e la noi. Serviciile SIE, SRI nu sunt la noi. Alte servicii, poliția nu este la noi. Noi nu putem nici ca parlamentar, nici ca cetățeni să luăm pe X sau Y care avem dovezi, avem probe că a făcut o infracțiune,
economică sau de altă factură, să-l ducem la pușcărie. Și dacă aceste structuri de forță de care facem vorbire nu intervin, atunci ce să intervin? Noi spunem. Cu alte cuvinte, noi cetățenii de rând nu putem face altceva decât să stăm și să asistăm la ceea ce se întâmplă la și din taxe și impozitele noastre să-i plătim pe cei care... Stați puțin. Deci, trebuie să stăm, să privim, fără a putea să facem ceva pentru a schimba. Acum, eu nu așteptăm 2024. 2024 mai avem încă 3 ani de zile, domnule. În 3 ani de zile... De pe luna viitoare să faci un an de zile de la alegerile locale. Și atunci, există cumva, nu știu, vă întreb, există posibilitatea unei scrisori deschise, semnată de către... Funcționează. Deci cetățeni, ONG-uri care au început și transmit, sesizează practic și informează și președinția, și guvernul, și ministerul de resort cu ceea ce se întâmplă și... Păi din cele ce a spus dumneavoastră și președintele României, și premierul, și ministerul de resort, cam tratează cu spatele toate aceste probleme. Ne spun doar atât că vom merge în continuare cu investițiile. Domnule deputate, pe 1 septembrie se vor scumpi gazele și curentul electric. Ați auzit cumva vreo măsură pe care să o încerce să vă prezinte guvernul? Domnule, uite, avem o ordonanță de urgență, încercăm să protejăm consumatorii care sunt... Nu există. Pentru dânsii, empatia și solidaritatea cu cetățeanul român nu există. Credeți că se va schimba ceva după alegerile din septembrie și de la PNL și de la USR Plus? Nu mă aștept la nimic bun. Credeți că USR până în 2024 se va retrage din coaliție? Nu, cred că nu. Nu au această putere de a se desprinde de Ciolan. UDMR-ul credeți că va părăsi coaliția? E posibil... Dar încă nu acum. Păi este dacă posibil. Pleacă UDMR-ul, da, băieții da, nu mai au da, majoritate. Sigur. E posibil, dar sigur, nici anul următor nu se va întâmpla lucrul ăsta. Este pregătit Partidul Social Democrat în eventualitatea în care UDMR-ul zice, dom'le, gata, nu se mai poate. Și vine și face alianță cu AUR, care mai cât mai este din AUR. Este pregătit Partidul Social Democrat să revină la guvernare? Președintele Ciolacu, la o emisiune la fel televizată la un post de televiziune, a declarat sus și tare că în orice moment suntem pregătiți adică pentru guvernare. Are Partidul Social Democrat alternative la ceea ce se întâmplă acum? Avem programul nostru de guvernare. Stați puțin. Adică programul de guvernare care îl are acum și îl pregătește Partidul Social Democrat ar putea să stopeze... În mod cert, pentru că au fost date și câteva soluții, dacă vreți, da? În primul rând, multinaționalele trebuie să impozitate. Și nu impozitate pe profit, că nu au niciodată profit, sunt pe pierdere tot timpul, inclusiv sistemul bancar. Și atunci propunerea este așa, cum plătește românul 1% pe cifra de afaceri, să plătească și multinaționalele. Și în momentul ăla se vor găsi foarte bun. Păi și dacă pleacă multinaționalele de la noi, ce facem? Unde să plece, domnul? Nu știu. Cum ai văzut câine să plece de la măcelărie? Păi ce? Pierde 1%, dar ei alții... Eu știu, 17, 18, 20, 30, 50, 100%, 99% rămân. Da, nu, stau și mă gândesc acum că lumea a fost destul de entuziasmată în 2020 la alegeri. A zis, domnule, hai să vedem ce și cum. Cu toate că dacă, doamnelor și domnilor, și nu este părerea mea sau punctul meu de vedere, este realitatea. Uitați-vă la datele, rezultatele alegerilor și veți vedea că alegerile din 2020 au fost câștigate de Partidul Social Democrat. Faptul că Partidul Național Liberal și USR Plus au făcut o alianță și au însumat, asta este cu totul altceva. Domnule deputat, o ultimă întrebare, pentru că asta este. Va începe o nouă sesiune acum, în septembrie. Partidul Social Democrat va depune vreo moțiune de cenzură? În mod sigur. Deci pe parcursul sesiunii, până la sfârșitul ei, așa cum spuneam, vom căuta cel mai bun moment în care să depunem... Credeți că va avea șanse moțiunea de cenzură să treacă dacă vine și UDMR-ul de partea noastră? Nu o să vină. Nu are rost să ne batem capul și chiar sunt speranțe... Eu sper să fie membri și din PNL, și din USR, și din UDMR, care să rupă. Deci, la nivel de formațiune politică, în corpure, nu cred că va lua o decizie în sensul ăsta. Nici USR-ul, nici UDMR-ul anul ăsta și probabil și o bucată din anul viitor. Când vor vedea că nu se mai poate și nu se mai poate și vor deconta toate din lucrurile care le-au făcut, da? Vor încerca să părăsească corabia. Dar până atunci nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta. Am înțeles. Mulțumim foarte, foarte mult pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestei ediții. Toți dintre noi vedem că toate s-au scumpit. Vine acum scumpirea de gaze și curent și energie electrică. Vor fi în lanț, se vor scumpi din nou toate produsele. De altă parte,
fiecare acum, știți cum e, așteaptă să se termine naibe alegerile astea din PNL și USR Plus, poate că vor reveni și guvernanții la masa negocierilor. Până una alta, să știți că acum, vara, mai avem poate rezerve, dar odată cu anotimpul rece, sincer, nu știu ce vom face. Până data viitoare, cele bune. La revedere!